Salutare și bine ai venit la un nou video! Astăzi o să vorbim despre diferențele dintre UI UX designer, web designer sau web developer. De ce? Pentru că foarte multă lume, în momentul în care vrea să intre în domeniul IT, nu se gândește, mamă, gata, vreau să fiu programator pentru că am visat toată viața mea să fiu programator, ci mai degrabă obiectivul este să lucrezi de acasă, să ai program flexibil și să ai un salariu bun. Și din cauza că oamenii care nu au nicio legătură cu domeniul IT, ceea ce până la urmă e normal, ajung să facă diverse confuzii între aceste joburi și de multe ori se înscriu la diverse cursuri care, din păcate, la final nu îi duc la obiectivul lor și anume să fie angajați în domeniul IT și să se bucure de toate aceste beneficii. Așa că în acest video vreau să fac clare diferențele dintre aceste joburi, iar dacă urmărești până la final o să-ți explic și cum poți să-ți maximizezi șansele de angajare, în așa fel încât la finalul unui curs pe care îl faci să știi sigur că te poți angaja și că nu ai dat banii de pomană și că nu ți-ai pierdut timp. Iar acum, înainte să începem, nu uita să dai click pe butonul de abonare, să dai click și pe clopoțel, pentru că în fiecare săptămână lansăm două videouri care să te ajute să faci reconversia profesională către domeniul programării într-un mod cât mai ușor, dar cel mai important, într-un mod sigur, pentru că nimeni nu vrea să piardă timp, bani, energie, resurse, iar la final să își păstreze jobul de care e nemulțumit. Și acum, hai să vorbim despre cele trei joburi. Aici am o precizare foarte importantă de făcut, și anume, pe parcursul muncii mele la Wellcode am avut de interacționat și cu UI UX designer, și cu web designer, și cu web developer, deci pot să-ți vorbesc din experiența proprie a persoanei care îi plătește pe acești oameni. În primul rând, UI UX designer se referă la user interface și user experience designer. Cumva rolurile astea merg mână în mână, iar acesta nu este un rol tehnic propriu zis în care trebuie să scrii cod, dar în același timp e un rol care implică parte de creație. Practic, ce trebuie să faci în acest rol este că te ocupi de crearea designurilor pentru diversele pagini, diversele ecrane, diversele secțiuni din aplicații. În primul rând, trebuie să faci aplicația să aibă logică, să fie ușor de folosit. Pentru că, de exemplu, dacă ești o bancă și vrei să ai o aplicație de mobile banking, vrei ca lucrurile să meargă cât mai ușor, să poți să faci cât mai ușor transferuri de bani, să primești cât mai ușor bani, pentru că dacă nu, oamenii până la urmă o să treacă la altă bancă sau vor avea o experiență nasoală și din cauza asta, rolul acesta este foarte important. Deci, practic, persoana asta nu scrie cod, nu creează interfețele propriu-zise în sensul în care se scrie cod pentru ele în aplicație. În schimb, ce face este că le face designul, iar pe urmă acest design este preluat de către developerii care implementează în aplicația propriu-zisă. În principal, pentru acest job vei folosi tool-uri care au diverse obiecte predefinite. Vei folosi butoane predefinite, vei folosi diverse secțiuni care de multe ori tind să fie predefinite și practic tu ai o interfață cu drag and drop în care aranjezi toate componentele în cadrul site-ului. Acum, joburile astea merg împreună și cu partea de UI, User Interface, și tu trebuie nu doar să faci site-ul să fie funcțional, ci și să-l faci să arate cât de cât bine. Deci tu nu trebuie să faci doar ceva care să aibă sens, ci trebuie să faci un design care să arate și foarte bine. Pentru că de multe ori, atunci când intri prima dată pe un site, acel site trebuie să convertească, adică dacă ți intră un potențial client acolo, trebuie să faci cât mai plăcută experiența pentru el, în așa fel încât la final clientul să își creeze cont pe pagina respectivă sau dacă e vorba despre un magazin sau despre un site care vinde un anumit serviciu, omul până la urmă să cumpere. Acum mai bine de un an am apelat și noi la un UI UX designer pentru că am vrut să implementăm o parte de gamification care se referă la experiență. Practic, de fiecare dată când intri în cursul nostru gratuit sau în programul de mentorat și rezolvi o lecție sau o problemă, vei primi un anumit XP. Și pentru mine, care nu sunt neapărat o persoană care se pricepe la estetică, care se pricepe la aranjarea informațiilor în așa fel încât să arate bine, dar să și aibă sens, ar fi fost imposibil să creez eu un astfel de design sau să gândesc o anumită logică. Așa că am intrat pe site-ul Fiverr, care e un site foarte cunoscut de freelancing, și acolo am contractat pe cineva care ne-a creat tot designul pe partea asta de cum să punem XP-ul pe platforma noastră. Pe urmă, programatorii de la noi din echipă au luat acel design și l-au implementat cu un minim de efort. Al doilea job despre care vreau să vorbim aici este cel de web design, iar aici se poate face foarte multă confuzie, pentru că web design, web developer sună foarte similar și de fapt nici măcar nu există o definiție foarte clară legat de ce înseamnă web design.
Până la urmă, web design poate să însemne de la a face diverse interfețe pentru WordPress, unde din nou tu trebuie să folosești doar HTML și CSS pentru a aranja un pic lucrurile acolo să arate bine, și până la a crea diverse secțiuni din aplicații web, din nou doar folosind HTML și CSS, și foarte rar te atingi de partea de JavaScript. Practic, web designerii în prezent sunt folosiți cel mai mult la crearea de landing page-uri. Ce e un landing page? E pagina principală pe care o vezi atunci când intri pe site-ul unui business. Și acolo lucrurile trebuie să arate bine, trebuie să te facă să vrei să citești mai multe informații, iar concentrarea nu cade atât de mult pe funcționalitatea site-ului, nu trebuie să facă lucruri foarte importante, ci trebuie să prezinte într-un mod cât mai estetic serviciile oferite. Și în acest caz am avut nevoie de astfel de servicii la Wellcode. Acum 2 sau 3 luni ne-am schimbat landing page-ul de pe wellcode.ro și ne-am dorit să facem ceva foarte profesionist care să arate bine, dar care să se și încarce repede, deoarece în momentul în care tu rulezi reclame pentru oameni care se uită de pe telefon, pagina trebuie să se încarce extrem de repede și trebuie să arate bine, fie că vorbim despre calculator, fie că vorbim despre telefon, fie că vorbim despre tabletă. Așa că am apelat la serviciile unui web designer care a creat toată pagina și care a făcut și implementarea pe WordPress. Din nou, ce e foarte important este că nu a fost implicată foarte multă scriere de cod. Deci pur și simplu persoana respectivă a primit datele de logare la noi pe WordPress, a intrat pe WordPress, a modificat pagina respectivă, a făcut-o să arate bine. Iar la final noi am avut produsul pe care ni l-am dorit și toată implementarea a durat la undeva maxim 2 săptămâni, timp în care sunt 99% sigur că persoana cu care lucram mai lucra și la alte proiecte în paralel. Și acum ultimul rol despre care vorbim este cel de web developer. Iar rolul de web developer, iarăși, poate să aibă foarte multe semnificații. Dacă la apariția internetului la începutul anilor 2000 să fii web developer însemna de fapt să fii web designer, adică făceai un site în HTML și CSS și puteai să folosești foarte puține noțiuni de programare pentru că calculatoarele erau extrem de lente, în prezent să fii web developer poate să însemne să scrii cod și pe partea de server și pe partea de client, adică cod care rulează în browser, să faci lucruri destul de complexe. Deci, ca să fii web developer, tu trebuie să înțelegi foarte bine programare și de cele mai multe ori, spre deosebire de UI sau UX designer care fac aplicații întregi și care lucrează cu mai mulți clienți în paralel și livrează foarte multe chestii, ca web developer, de foarte multe ori vei lucra pe o părticică mică din aplicație și vei implementa acolo toată logica de la A la Z. Deci, de la ce se întâmplă pe server până la ce se întâmplă în browser, dar vei lua și materialele create de UI, UX designer, designerul de la tine din companie și le vei implementa. Acum, în majoritatea firmelor, dacă ești web developer, nu va trebui să-ți bați capul cum e o anumită imagine și o transpui în cod și o faci să arate bine, pentru că majoritatea companiilor folosesc deja unelte care îți dau toate lucrurile predefinite. De exemplu, design-uri de butoane, design-uri de navbar-uri, design-uri pentru întregi secțiuni din pagină până la urmă și nu trebuie să-ți bați capul cu lucrurile astea, iar asta e și un sfat pe care îl dau tuturor oamenilor din programul de mentorat, și anume să folosească biblioteci predefinite și să nu se concentreze foarte mult pe partea de design. Țin minte și când eram la Palantir în New York că exista o echipă dedicată părții acestea de interfață care creau toate componentele, iar noi pur și simplu luam acele componente, le foloseam, exista și o documentație foarte bună și până la urmă noi făceam copy-paste din documentație atunci când trebuia să punem un anumit buton într-o pagină sau când trebuia să aliniem lucrurile într-un fel sau altul. Deci până la urmă task-urile astea care țineau de modul în care arată aplicația consumau extrem de puțin timp și majoritatea timpului se ducea pe implementarea propriu-zisă a funcționalităților, adică ce se întâmplă în momentul în care apeși pe buton, ce se întâmplă în momentul în care introduci text sau interacționezi cu pagina. Și acum, la finalul acestui video, vreau să vorbim despre un lucru pe care nu ți-l spune nimeni și pe care am încercat totuși să-l subliniez și în videoul anterior despre tester versus programator. Chiar dacă diversele companii care oferă cursuri de IT pe mai multe domenii încearcă să-ți prezinte că să fii tester sau să fii designer e mult mai ușor și au 100% dreptate, într-adevăr e mai ușor să înveți lucrurile respective, lucru pe care nu ți-l spun aceste companii este concurența la angajare. Adică dacă pe partea de testare poți să variezi de la un tester la 3-4 programatori până la
10-12, pe partea de design lucrurile nu mai variază atât de mult. Adică în unele firme ai un designer la 10-12 programatori și de multe ori firmele nici măcar nu au neapărat un designer angajat, ci pur și simplu contractează atunci când trebuie să facă diverse părți dintr-o aplicație. Deci asta înseamnă că bătaia pe pozițiile care sunt disponibile pentru pozițiile de designer este foarte mare. Și chiar dacă spui că, gata, dar eu nu vreau să mă angajez într-o firmă, eu vreau din prima să mă fac freelancer, dacă intri pe Fiverr, de exemplu, și cauți acolo UI UX designer sau landing page design sau website design, o să vezi o grămadă de oameni care prestează astfel de servicii, oameni care prestează aceste servicii pe prețuri mult mai mici decât prețurile de care ai nevoie să le ceri ca să poți să te întreții în România. Deci, până la urmă, dacă e să lucrezi pe un landing page care ți-a 5-6 ore să-l faci, vei cere undeva la $30-40, deci asta înseamnă că prețul tău va fi undeva la maximum $10 pe oră, asta dacă ai noroc să ai proiecte continuu și să ai un 40 de ore pe săptămână. Într-adevăr, există persoane care fac bani din astfel de activități, dar dacă vorbești, majoritatea fac chestia asta de ani întregi și în primii ani de carieră nici măcar nu reușeau să se întrețină din lucrul ăsta. Și dacă nu mă crezi pe cuvânt, poți din nou să intri pe grupuri de Facebook pentru antreprenori, să faci acolo o postare și am încercat chestia asta personal, să faci acolo o postare, să zici că ai nevoie de un designer și o să vezi cum ești bombardat de cel puțin 20 de persoane care vor să-ți ofere astfel de servicii. Deci, la finalul zilei, tu ajungi să te bați cu foarte mulți oameni. Deci părerea mea este că atunci când vrei să faci o reconversie profesională către domeniul IT, cel mai bine este să te duci pe partea de programare. De ce? În primul rând pentru că concurența este mult mai mică. Da, sunt foarte mulți oameni care vor să intre în programare, dar spre deosebire de alte domenii cum ar fi testarea sau designul, concurența pe joburi este mult mai mică și diferențele se pot face mult mai bine la interviuri. Pentru că atunci când ai un domeniu care e foarte simplu, în care bariera de intrare e foarte mică, automat nu ai cum să te diferențiezi față de restul. De exemplu, dacă ar fi să te gândești la jobul de șofer, da, toată lumea are același carnet de conducere, nimeni nu o să te pună la interviu să conduci de la Cluj la București, să vadă cât de precaut sau cât de repede poți să conduci. Și atunci, de multe ori, atunci când se scoate un astfel de job și se caută să se angajeze, se merge pe principiu primul venit, primul servit și tu n-ai niciodată cum să știi că o să fii primul venit. În schimb, pe partea de programare, la interviuri, se face o evaluare tehnică mult mai detaliată și firmele își permit să facă mai multe interviuri, mai ales că unele dintre interviuri sunt automatizate, adică tu nu interacționezi decât pe mail cu un om care îți trimite un test tehnic, tu dai click pe link și acolo faci testul, iar acel test va fi scorat. Deci, practic, dacă tu ai un scor mai mare decât ceilalți oameni care au aplicat la acel job, automat ai șanse mult mai mari să primești angajarea. Deci, în concluzie, dacă vrei să faci o reconversie către domeniul IT, uită-te către zona de programare pentru că ai mult mai multe șanse să te angajezi și pe lângă asta ai și mult mai multe modalități prin care poți să ieși în evidență față de ceilalți oameni cu care te bați. Eu am fost Petru și până săptămâna viitoare îți urez să ai o săptămână cât mai productivă, să-ți iasă lucrurile cât mai bine și noi ne vedem în videoul următor.